Marți dimineață, la Direcția de Finanțe Publice Suceava a izbucnit o grevă generală. Motivul protestului este faptul că săptămâna trecută a fost mărit salariul angajaților din aparatul central ANAF al Ministerului Finanțelor Publice, al serviciilor antifraudă și achiziții publice, iar în teritoriu nu s-a aplicat această măsură, deși Ordonanța de Urgență 47 o prevede. La Suceava, angajații Direcției Generale a Finanțelor Publice au întrerupt lucrul și au închis ușile instituției ca semn de protest. Liderul de sindicat din cadrul Direcției Generale a Finanțelor Publice Suceava a declarat că majorarea salariilor din aparatul Ministerului Finanțelor s-a făcut doar la nivel central și că ordonanța a fost dată pe sub masă. Datorită inteligenței guvernanților noștri, care au catadexis să dea ordonanță de urgență pe sub mână, prin care au mărit salariile aparatului central al ANAF-ului, al Ministerului de Finanțe și al Direcției Generale a Marilor Contribuabili. Evident că ne simțim discriminați, ne simțim salariați de mâna a treia, nu de mâna a doua, și oamenii, simțindu-se lezați, au hotărât să protesteze în felul acesta. Cât va ține această grevă? Până primim un mesaj de la nivel central. Ați avut discuții cu șeful dumneavoastră? Păi șeful meu și-a făcut calculele că cât câștig el la salar, ca în luni când a venit să vadă că de fapt el nu câștigă nimic, când nu e valabilă ordonanța decât pentru cei de la nivel central. Deci acum aveți discuții cu domnul Petrică Rocotă? Nu, nu dumnealui ia deciziile, ci președintele ANAF. Le-am înțeles, colegii noștri din București, da, sunt în discuții cu ministrul de Finanțe la ora aceasta și așteptăm un răspuns. Deci să înțeleg că toată rețeaua este în grevă. Toată rețeaua este. Deci nu poate ieși cineva să spună nu stați la ușă? Scrie. Până când? Nu știu. Și nouă ce ne pătește timpul pe oameni? Așteptăm și noi un mesaj. Dar nu vă pot spune acum care va fi ora la care vom relua activitatea. Cam care este salariul mediu la nivelul? În jur de 2700 de lei. Și solicitați o majorare? Nu solicitam nimic dacă nu le-ar fi dat lor la nivel central. Deci cu același procent? Deci cu 62% în condițiile în care aveau cu 25% mai mult decât noi. La rândul lor, contribuabilii care au venit să-și plătească dările la stat au găsit ușile închise și s-au declarat nemulțumiți de greva finanțiștilor. După multe ore de așteptare, răbdarea a ajuns la limite, iar oamenii au început să se revolte. Nu mai pot, doamnă, nu mai pot, mă aduc acasă, gata. De unde veniți? De la Bosanci. Nu am înghețat de fric până acum și au zis că nu dă drumul. Nu dă drumul, așteaptă de la București să vii. Așa că plecăm și noi și venim mâine, ia. Trebuie să revenim neapărat. De la ce oră așteptați? De la ora 8 așteptăm aici. Și în cazul în care nu se va deschide asta, ce veți face? Nu știm nici noi ce o să facem, că suntem de la 30 de kilometri, nici bani nu avem, cu ce să mai plătim, cu ce să mai vinim. Nu știu cine să ne mai descurce, Dumnezeu să ne mai înțeleagă. Cotizăm și tremurăm pentru o leacă din alimente care se... A venit cineva și v-a spus ce se întâmplă? Nimic nu vine, nimeni să ne spună, oameni buni, mergeți, că murim de fric și nu vine nimeni să ne spună, nimic. V-a spus că o oră durează? Da, o oră. De unde sunteți? De la Liteni, 30 de kilometri. Să vii ca să... Veți reveni și mâine sau veți aștepta aici până când se va deschide? Sau aici, domnișoară dragă, până aici doar mai la ușă. Dar de unii bani, că am împrumutat 10 lei să pot veni, că numai mâine și nu mai dă nici 10, îmi dau ei, nu-mi dau. Nu se știe însă când va fi deblocată această situație, ce aveți de gând? Nu mai știm nici noi ce să mai spunem și ce să mai facem. Dar nu v-a spus dumneavoastră acolo că ne dă drumul, nu ne dă, e atâta lume, uitați, care șede în frig. Ați fost să bateți la ușă, ați chemat pe cineva, a venit cineva? Batem în ușă, că nu ne aude nimeni, nu ne vede nimeni, nu ne aude nimeni, nu ne știe nimeni. Murim de frig, uitați, înghețăm de frig o hârtie, mână să ne dea o leac de alimente de la Uniunea Europeană. Pentru asta suntem și... Dumneavoastră tot pentru asta așteptați? Tot. Pentru încălzire. Asta a fost programată să-mi scot, să-mi eliberez adiverința. Nu ne dă drumul, măcar să vină să ne spună, oameni buni, nu mai stați și tremurați de fric, duceți-vă acasă, că nu vă dăm drumul astăzi, veniți mâine sau poi mâine. Asta de ce sunteți revoltată? Sunt revoltată pentru că am văzut că au dat acte pe sub mână la o doamnă și zicea că o privește personal, dar să nu creeze situații de suspiciune. Să dea după ora 4, când se termină programul de lucru, mi se pare corect. Nu, deci creează. Dar ce fel de actă? Cine a... Am văzut pur și simplu, dintr-
într-un dosar și vorbeau pe așa. Dar a venit cineva să vă spună ce se întâmplă aici, de ce este această grevă? Nu am văzut nimic, de la azi dimineața la 9 sunt și nu e nimic. Doamna dumneavoastră, pentru ce ați venit astăzi aici? Eu am fost într-o zi, am asta printre lemni și am dat acolo sus și trebuie să scot. Și a venit la mine de la casa de sigurări amenda. Și am lăsat acolo sus la secretară. Și am venit să dea, ce face cu mine? Închide la pușcărie? Eu n-am de unde să dau 3 milioane 200. Cine asta a făcut? Asta, amenda, ce? De la casa de sigurări. Eu mă duc de acolo, ce spune secretara, și eu mă duc la audiența aici, mă duc acolo la audiență, la inspectoratul, la doctor inspectorat, mă duc. De unde sunteți, doamne? De la ce oră ați venit dimineața și de unde sunteți? Eu cum la Dărmănești, satul Călnești Enache. Eu bărbatul n-am, a murit de 11 ani. Și eu am... Ce vârstă aveți? 76. Și, mulțumesc. Și am piciorul ruptă. Am stat o lună la spital. Eu așa... De la ce oră ați venit și cu ce ați ajuns la Suceava? Au luat un om, a venit de la Suceava, de la noi, și au luat pe mine. Așa de pomană, știți? Nu au luat bani. De la ce oră ați venit? Dimineață. Dimineață am venit aici. Da, și stau, și stau, și stau. Și sunt bolnavă. Dumneavoastră, de la ce oră sunteți? 8:30. Și ce aveți de rezolvat aici? Să fac niște plăți, să iau extrasele de la firmă. Asta. Aveți de gând să mai stați până când se va debloca situația? Nu cred, că e târziu deja. Am 3 ore de când stau în picioare și nu... Și am văzut că ați sunat. Ce v-au spus cei de la centrală? Păi, am zis să-mi facă legătura la relație cu publicul, să-mi dea niște date. Și am zis că nu mi-a răspuns nimeni, o reveni la centrală. Apelul și mi-a zis că e centralista și nu poate să-mi dea niciun fel de relație. Protestul a început la ora 8 și se va termina în funcție de semnalele din țară. Contribuabilii vor continua să bată la ușile închise și păzite.